Ana, vă mulțumim că ne-ați votat data trecută și că ați ales să ascultați astăzi povestea noastră. Dar înainte de a porni la drum, aș vrea să știu câți dintre voi ați fost aici data trecută. Super! Excelent! Asta înseamnă că o parte dintre voi deja știți că eu sunt Modelina. Eu sunt Modelina și am o vastă experiență în a lucra în telecom. Dar de ceva timp lucrez în vânzări în domeniul de IT. Pe lângă asta, sunt foarte pasionată de educație și de artă și de tot ce ține de frumos. În timpul liber îmi place să recondiționez obiecte vechi de mobilier și să le dau o nouă viață, precum și alte lucruri mai mici. Prietenii mei deja mă încurajează pentru că ceva, o parte dintre aceste obiecte au fost achiziționate de ei, ceea ce mă încurajează să continui. Ca un lucru inedit despre mine, o să vă spun doar că îmi place să escaladez munți. Iar în fiecare lună am grijă să fac un nou traseu. Iar pentru la vară, mi-am propus să escaladez Mont Blanc. Ștefana, lucrez de la 19 ani și am avut foarte multe joburi. De la recepționer, la administrator baze de date, la agent de fază, business analyst și așa mai departe. Mi-au trebuit 14 ani ca să-mi dau seama care e adevărata mea pasiune. Teatru. Am făcut două facultăți. Prima, îndrumată de părinți, iar anul trecut am absolvit Facultatea de Actorie, facultatea de care m-am îndrăgostit și de care sunt tare mândră. Îmi plac oamenii drăzneți, oamenii care au visuri mărețe. Apropo, e cineva de aici care are un vis? Sigur. De ce zic? Pentru că eu sunt colecționeră și culeg vise. Iar site-ul meu este www.culegvise.ro. Ne auzim mai târziu să vă spun ce vise aveți. Eu sunt Irina. Irina Bășucă. Da, probabil că ați crezut că sunt Merlin, nu? Că n-am găsit perucă chiar care să semene cu Irina. Și am ales-o pe asta. E adevărat, Irina cu câteva kilograme mai mult și un pic cu părul ars, cu breton, dar tot Irina. Ce să vă zic? Îmi place foarte mult să călătoresc. Asta e pasiunea mea. Și timpul, majoritatea timpului mi-l petrec visând cu ochii deschiși. Bine? Visând cu ochii deschiși. La următoarele vacanțe exotice și locuri minunate, fantastice, în care o să merg. Și mi le planific. Îmi planific toate vacanțele. Foarte bună pe planificare. Mai întind timpul dintre vacanțe, îmi umplu cu lucruri frumoase, cu emoții frumoase și care să mă facă să mă simt bine, să-mi creez o stare de bine. Și de curând, apropo de salsa, fata care a făcut salsa, m-am apucat de tango și de salsa și îmi place să dansez. Și mai mult, că Mihai m-a inspirat, m-am gândit și m-am hotărât să mă apuc să alerg. Da, o să vin cu tine la maraton, Mihai. Și eu. Eu mă mai gândesc, adică eu sigur, ia să mai gândești. Ia! Deci vedeți că e complicat să imităm pe alții. Ia, nu, ce mai lasă-mă, lasă-mă, lasă-mă. E greu, nu e ușor să imiți pe alții. Ce să vă zic, noi de obicei revenim. Eu sunt Ștefana, de fapt. Ea este Modelina și ea este Irina. Eu am terminat actoria și chiar și pentru mine este destul de complicat totuși să imit pe cineva. Nu e chiar așa de simplu, dar e frumos. E mișto, ne-am jucat, ne place și ne place să ne jucăm. De aici vine Modelina și Ștefana. Dar ce vreau eu să vă spun? Cel mai important este să ne dăm voie să fim noi înșine, să ne descoperim potențialul și frumusețea interioară pe care o avem fiecare din noi. Pentru că fiecare are ceva de zis. Fiecare are ceva frumos care poate să ofere celuilalt. Și cred că, de fapt, asta este cea mai mare victorie a mea și a noastră, că am reușit să ne descoperim, să ne asumăm și calități și defecte, ceea ce suntem. Și asta este important, autenticitatea. Autenticitatea dă valoare. Mulțumesc! Sperăm că am reușit
vă trezim un pic curiozitatea și dacă vreți să aflați povestea noastră și mai departe, vă invităm să fiți un pic atenți, pentru că avem și un premiu surpriză pentru voi. Vom pune o întrebare la sfârșitul speech-ului din cele pe care vi le împărtășim acum, iar cel care va răspunde corect va pleca acasă cu un premiu din partea noastră. Deocamdată o invit pe Mădălina să ne spună cum a început povestea noastră. Povestea noastră este inspirată de voi. Cei întâlniți aici. Oameni care au îndrăznit și au avut curajul să facă ceva cu viața lor. Oameni care au ieșit din zona de confort, cum ar fi Mihai Cristea, care și-a îndeplinit visul cu maratonul și cu... Ne inspir ce să faci! Oameni ca Paul Ardeleanu, care la doar 22 de ani e un speaker de succes, care bate de departe mulți alți speaker cu experiență în domeniu. Sau oameni ca Marius Balașa, care a dovedit că prin voința lui mare obstacolele devin mici. Sunt mulți oameni care am întâlnit aici și care ne-au inspirat. Iar povestea noastră este vorba despre cum am descoperit o oportunitate, m-am apucat-o cu ambele mâini și am transformat-o într-o formulă de succes care să ne facă să îndeplinim visul. Urmează să vă spun cum a pornit totul și pașii pe care i-am îndeplinit, pe care i-am parcurs pentru a ajunge aici. Mi-aduc aminte de una din zilele de duminică, chiar cea în care am ținut primul meu speech. Și am ieșit la suc cu gașca ca să ne cunoaștem mai bine. Chiar aici, la public speaking, ne-am întâlnit. Exact, eram la speaker sign. Și acolo am întâlnit-o pe Ștefana. Ștefana, care e exuberantă și volubilă, mi-a captat atenția. Am stat de vorbă, ne-am împrietenit și am descoperit că ea atriză. Atunci am împărtășit și pasiunea mea pentru teatru. Un vis de-a meu mai vechi, de când era mică, de a juca, de a fi pe scenă și de a simți emoțiile unui actor. La câteva zile însă, mi-aduc aminte că eram cu telefonul în mână, supărată, vorbeam cu Ștefana și povesteam că am fost la mai multe cursuri de actorie și niciunul nu m-am regăsit. Iar Ștefana mi-a zis, mă dă, ce-ar fi să ne facem școala noastră? Iar eu, optimistă, incurabil, am zis, hai să o facem. De ce nu? A doua zi i-am povestit Irinei despre planul nostru, iar Irina ne s-a alăturat imediat. Primul pas a fost să comunicăm. Da. Probabil că vă întrebați de ce suntem trei, că majoritatea, eu ce m-am uitat în jur, se apucă în doi să facă afacere. Adică trei și fete, băi, astea nu se păruie, vă întrebați. Dar noi am zis, conform melodiei, dragostea te face minim doi, am zis, deci, primul pas a fost comunică. Comunică deschis cu cei din jurul tău frustrările, dorințele, pasiunile. Comunică pentru că s-ar putea să găsești puncte comune. Următorul pas a fost să planificăm. Am planificat, am scris pe hârtie ceea ce ne doream. Imaginați-vă, noi trei eram într-o seară, la mine acasă, cu fetița mea de 6 ani care se învârtea între picioarele noastre bucuroasă, la masa din bucătărie, pur și simplu scriam primul nostru business plan, printre căstronașele de popcorn și covrigei și paharele cu suc. Asta a fost al doilea pas. Am planificat. Scrie pe hârtie, e important, pentru că are mai mare încărcătură. Ok, următorul pas pe care l-am identificat noi în povestea noastră a fost acționează. Ok, sunt mulți, cred că toți din sală, nu-mi spuneți că nu e așa, toți aveți vise. Fiecare are vise dintre noi. Poate unii nu și le, adică nu vor să le spună, nu vor să recunoască, dar eu sunt convinsă că toți avem cel puțin un vis. Dar de multe ori rămânem doar la stadiul de a visa și nu a merge mai departe. Deci după ce am planificat, după ce ne-a ajutat Irina cu planificarea și am făcut pașii care trebuie să-i facem pe hârtie, am trecut și la acțiune și ca niște toate trei suntem săgetătoare, apropo. Ca niște săgetătoare ce suntem, am zis, băi, come on, hai la acțiune! Și am început să vedem, să identificăm resursele necesare din asta cu acțiunea. Așa, acționează, avem și planșe făcute de mare. Așa. Următorul pas
După ce am început să acționăm, adică să sunăm oameni, să identificăm resurse, spațiu de chirie, ce era necesar conform planului bine făcut. Următorul pas a fost să identificăm, găsește resursele, identificăm resurse, oameni care să ne poată ajuta în îndeplinirea visului nostru, oameni de succes. Am zis, ok, deci noi vrem să facem actorie. Ce să facem? Căutăm actori, căutăm oameni care sunt foarte buni pe a preda actorie, experți în domeniu. După care am zis, bun, ok, actori, actori, experți, dar cum să faci o afacere? Adică cineva ne trebuia un expert și un antreprenoriat. Și am început să mergem la Business Days, la Trezește banii din tine, la Liviu Pasat, că tot e aici, mi-a venit acum și cu Irina. Așa, și la tot felul de astfel de evenimente care ne-au ajutat să identificăm oameni de valoare. Ne-am înconjurat de oameni de valoare de la care am avut ce să învățăm și de la care ne-am dat seama că putem cu, adică oameni pe care abia am cunoscut poate să facă diferența uriașă în viața noastră. Și asta este, găsește următorul pas, este, deci primul, al treilea acționează și următorul găsește resursele și alături de oameni, oamenilor de valoare. Înconjoară-te de ei. Dar provocarea supremă pentru noi a fost să învățăm să lucrăm în echipă. Pentru că fiecare dintre noi este diferită și vine cu un background total diferit de ale celorlalte. În timp ce Ștefana este tot timpul veselă și exuberantă și e o explozie de energie care ne inspiră și pe ceilalți. Iar Modalina este calmă și răbdătoare, astfel încât duce la cel mai bun sfârșit toate negocierile noastre. Eu sunt cea care este responsabilă de partea de organizare și structură a lucrurilor și care trebuie să se asigure că toate aceste vise frumoase și idei creative nu rămân doar la stadiul de vis, ci le transformăm în realitate. Slavă Domnului că există Irina, altfel rămâneam la stadiul de visare, eu cu Mătălina eram, mamă, să facem mai așa și putem și așa, și cunosc pe cineva, da, da, și eu cunosc pe cineva. Și fac, și așa, după două ore nu puneam nimic concret pe hârtie la care Irina era nebunina mai... Deci, fetelor, vă rog eu frumos, concret, pe hârtie, noi ce... N-am scris nimic. Băi, și eu mai trebuie să ajung la nu știu ce întâlnire. Și eram pe suflet de amândoi. Unde? Cine? Când? Cine se ocupă de asta? Concret, mâine, poimine, azi, cine? Tu, ea, cine? N-am scris nimic. Mă recunosc. Sunt foarte multe lucrurile care ne-au adus împreună, însă lucrurile care ne mențin împreună sunt mult mai importante. Pentru că identificând talentele fiecare dintre noi, am învățat să lucrăm în echipă și am învățat ca fiecare dintre noi să ne aducem contribuția. Tot de mare. Apropo de echipă, planșele sunt făcute de fetița Modalina. Așa. Și am învățat să lucrăm împreună foarte, foarte bine. Bun. Pasul următor pentru noi. Uite, în continuare suntem o echipă pentru că Modalina suflă. Hai să facem o recapitulare la pașilor, nu? Ultimul pas este contribuie. Ne-am dat seama că un lucru care ne unea era acela că fiecare dintre noi ajunsese într-un punct în care simțea că are lucruri de împărtășit altora. Și ne-am dat seama că acest proiect va căpăta valoare abia în momentul în care noi vom începe să generăm valoare pentru cei din jur. Bun. Recapitulare. Aș mai vrea să mai adaug ceva. Proiectul nostru s-a născut din dorința de a crea o școală de actorie pentru oameni obișnuiți. Pentru oameni ca mine, pentru oameni ca voi, care doar vor să-și îmbunătățească niște skill-uri și care vor să dobândească abilitățile unui bun actor sau pur și simplu vor să scape de teama vorbitului în public sau vor să devină mai inventiv, mai creativ sau să scape de emoții. Așa că sfatul meu ar fi, dacă aveți niște cunoștințe, împărtășiți-le și celorlalți. Pe scurt, pași pe care am identificat noi. Comunică, planifică, acționează, găsește resurse și înconjoară de oameni de valoare și lucrează în echipă. Și contribuția. Și de asemenea, îndrăznește. Îndrăznește să visezi, îndrăznește să acționezi. Ok. Așadar, aceasta a fost povestea noastră. Am încercat să o comasăm cât am putut, să ne extragem esența din ea. Sperăm că am și reușit să vă trezim, să poate nu toți pașii vi se potrivesc sau nu cu toți pașii rezonați, dar măcar o idee, două, dacă reușiți să luați din aceste 6 idei pe care noi le-am exprimat aici, sunt convinsă că o să vă ajute și pe voi să vă alcătuiți propria poveste
și să vă puneți așa treptele către drumul spre împlinirea propriului vis și propriei pasiuni. Dar înainte de a finaliza, haideți să ne întoarcem un pic la începutul speech-ului nostru, când vă spuneam că avem o surpriză pentru voi. Bun! Sunteți atenți? Sunteți gata? Super! Excelent! Întrebarea noastră de 1000 de puncte, care vă va aduce cu siguranță un premiu, este următoarea. Vedeți? Fiți atenți că e foarte, foarte grea. Unde ne-am făcut noi primul business plan? Se pare că avem aici un câștigător. Minunat. Cum te numești? Bun. Eu sunt Irina, în ciuda zvonurilor. Este o invitație la primul workshop pe care îl vom ține mâine. Este un workshop de autorie. Pentru cei care vreți să știți mai multe, vă așteptăm în pauză.